venit la mult mai mult, mai multă înțelegere, mai multă acțiune, mai multă dragoste. Mă numesc Genoveva Schuster și suntem încă la tema potențial nelimitat, schimbare continuă. Vă reamintesc că puteți să mă urmăriți săptămânal și pentru a fi în pas cu episoadele apărute, abonați-vă canalului nostru de YouTube sau apăsați butonul follow pe Spotify, Apple Podcast, RSS, Amazon Music și vă încurajez să interacționați cu noi, să ne scrieți, să împărtășiți și cu alții aceste episoade și să ne rămâneți aproape. Acum, nu de mult, v-am întrebat ce trebuie să faceți ca să obțineți ceea ce doriți cel mai mult. Acum haideți să ne întoarcem la această întrebare, dar să o întoarcem și să spunem așa. Ce nu trebuie să mai facem ca să obținem ceea ce dorim cel mai mult? Deci haideți să învățăm cum să începem și cum să oprim obiceiuri. Și puteți începe prin a alege un obicei strategic cu care să începeți și un obicei mai puțin strategic pe care să îl opriți. Și haideți să ne uităm la câteva exemple. Scopul ieșirea din datorii. Obiceiul pe care să îl începem ar fi astfel. Să ascult niște înregistrări despre administrarea finanțelor și a lucrurilor materiale sau chiar să încep un curs în domeniul acesta. Obicei de oprit, a cere împrumut de la familie, prieteni. Apoi, un alt exemplu, scop, a-ți face mai mulți prieteni. Obicei de început, să particip la un grup, o echipă sau un hobby care se poate face doar cu alții împreună, în grup. Obicei de oprit, să stau la televizor de dimineață până seara, sâmbătă și duminică, astfel încât să nu am timp sau să nu-mi fac timp pentru altceva. Un alt exemplu, țelul îmbunătățirea căsniciei. Vreau o căsnicie mai bună. Obicei de început, să petrecem jumătate de oră în fiecare seară parcurgând o carte împreună sau săptămânal să facem o ieșire doar în doi. Obicei de oprit, să învinovățesc partenerul de căsătorie sau să vorbesc de rău pe acesta. Alt exemplu, scopul meu este să fiu promovat la locul de muncă. Atunci, obiceiul de început ar trebui să fie a avea scopuri clare puse, deci să-mi propun anumite lucruri, apoi să documentez reușitele mele, ca astfel la evaluarea următoare să fiu pregătită. Obicei de oprit, să vorbesc în mod negativ despre colegi sau să mă bag în politica biroului sau chiar să bârfesc. Deci, ați înțeles cum funcționează? Noi credem că trebuie să ne schimbăm rezultatele și ne punem scopuri ca și pierderea din greutate 10 kg sau îmbunătățirea căsniciei sau promovare la locul de muncă. Și chiar vrem aceste lucruri, încercăm. Apoi devenim frustrați pentru că rezultatele nu sunt după așteptări sau nu atât de repede cum am dori să vină. Așa că în final, ce facem? Renunțăm. Dar de ce dăm greș? Deoarece, cum am spus și data trecută, încercăm. În loc de a încerca, trebuie să ne obișnuim să ne antrenăm. Prin obiceiuri strategice de început sau de oprit, noi putem să începem să ne antrenăm. Deci, ce putem face ca să ajungem la
succesul pe care ni-l dorim, pas cu pas. Răspunsul l-am dat data trecută, este disciplina. Deci, cum arată succesul tău? Ce obicei strategic te conduce încolo? Și trebuie să ne gândim un scop strategic deodată. Deci, nu prea multe. Acestea sunt de decis și astfel totuși vine o întărsătură și nu știu dacă sunteți gata să auziți ceva, ceea ce iară gândirea vor răsucește puțin. Sunteți gata să auziți? Haideți să vedem. Presupun că sunteți pregătiți. Vei avea câștig de cauză când câștigi atunci când faci. Deci, câștigul de cauză vine prin acțiune. A face, a întreprinde ceva. Deci, aceasta trebuie să devină obiceiul nostru de a nu ne focusa pe scop, deci știm direcția care o avem, dar acum mă concentrez pe ce am aici, în fața mea. Deci, obiceiul acesta îl preiau, acesta îl fac. Și poate spui, eu am crezut că am câștig de cauză când știu cum arată acest câștig. Îmi știu direcția și îmi formeze obiceiuri care să mă conducă încolo. Da, și este adevărat. Dar dacă te focusezi pe acel succes care este în viitor, atunci, mai mult decât sigur că te vei simți adesea descurajat și vei simți că pierzi. Dar dacă te focusezi pe obiceiurile aici prezente, poți câștiga zi după zi. Deci, cu această abordare de antrenament, nu încercare, faci ca obiceiul tău să fie acțiunea strategică aleasă. Astfel, acesta va deveni câștigul tău. Această alegere îți va întoarce încercările de a te schimba sau a schimba ceva cu susul în jos. Și haide să spunem că succesul pentru tine este să elimini din datoriile tale, să spunem, 2000 de euro. Planul tău este să folosești strategia bulgărului și astfel îți creezi niște obiceiuri în această direcție. Aceasta presupune crearea unui buget lunar realist, plătirea din datorii lunar mai mult decât inițial hotărât și punem acolo suma cu 50 de euro mai mult, nu mai ne propunem să mâncăm în oraș și să cumpărăm cafea de la locuri unde acesta se vinde și nu trecem peste sumele stabilite la cumpărături. Deci, vedeți, sunt niște scopuri realiste, dar la care ne trebuie ceva disciplină și obicei ca să începem să-l implementăm. Și poate te gândești că totuși îți va lua ceva timp, câteva luni chiar bune, să plătești acea datorie. Dar dacă îți urmărești strategia bulgărului, chiar dacă trece timpul, tu ajungi tot mai aproape și mai aproape de țel. Deci, întotdeauna fii cu ochiul pe ce poți face chiar acum. Cât va dura să pierzi 10 kg? Mulți experți spun că încet și cu siguranță este cea mai bună abordare pentru a pierde din greutate și cea mai sănătoasă.
Și centrele pentru controlul și prevenirea bolilor ne spun că a pierde până la jumătate de kilograme pe săptămână este cel mai sănătos. Deci a pierde 10 kilograme poate să dureze chiar până la 5 luni, dar chiar dacă se simte că nu se întâmplă nimic, tu te ții de strategie și te uiți înapoi doar după 5 luni, până atunci acțiunea pe care o faci zilnic este importantă și obiceiul strategic ales este pe ceea ce te focusezi. Deci, fă din acțiunile tale un succes. Ține-te de proces și nu de rezultate. Nu obții rezultate concentrându-te pe rezultate, ci obții rezultate concentrându-te pe acțiunile pe care te duc să obții rezultate. Deci acesta poate să fie eliberator și vă încurajez să încercați acest lucru. Sau, iară, nu să încercați, vedeți? Iar am căzut în acest tipar în care creștem toții, nu încercăm, dar haideți să ne antrenăm în aceasta. Poate un alt exemplu, scopul tău e să devii un mare orator public, dar s-ar putea să-ți ia ceva timp pentru a ajunge la acea victorie sau acel succes. Ce poți face chiar acum este să urmărești un TED Talk pe zi, luând notițe despre ceea ce ar trebui să aplici, sau poți scrie un nou discurs de 10 minute în fiecare săptămână ca să te antrenezi, poți să te filmezi ținând discursul tău de 10 minute, apoi să-l urmărești căutând ceea ce poți îmbunătăți. Cu o abordare de antrenament, nu? De încercare, alegi obiceiuri strategice și consideri fiecare zi ca un angajament în procesul tău spre succes. Aceasta este ceea ce poți face. Aceasta este libertate. Aceste investiții corecte, la urma urmei, își vor aduce rodul și vor aduce rezultate. Și pas cu pas ajungi tot mai aproape la succes. Poate totuși ceva îți șoptește zilnic să reușești să faci acest lucru? Niciodată. Dar data viitoare vorbim despre cum să ne formăm obiceiuri bune, ușoare, atractive, încât vom vrea ca să le facem, ca să le avem. Dar probabil că ai dreptate. Chiar zilnic nu poți face ceea ce îți propui, dar ce bine că nu trebuie să câștigi fiecare luptă pentru a câștiga bătălia. Nu te descuraja. Nimeni nu este perfect. Și îmi place ce spune James Clear, autorul cărții Atomic Habits. El spune: obiceiurile sunt comportamente pe care le repetăm constant și le respectăm constant. Cu toate acestea, nu sunt comportamente pe care le repetăm în mod perfect. Această mică idee că consistența nu necesită perfecțiune este importantă. Deci, lumea nu se termină dacă tu ratezi o zi. Nu te condamna. Dacă ai ratat astăzi, începe din nou mâine cu obiceiul pe care ți l-ai propus. Vei ajunge acolo dacă sunt mai multe zile în care reușești decât acelea în care nu. Nu-i așa? Dacă te ții de obiceiul tău în mod consistent, dar nu perfect, vei ajunge la îndeplinirea scopului tău. Nu te concentra pe scop, ci pe acțiune. Ține-te de proces și amintește-ți din nou și din nou. Sunt în antrenament, îmi va lua ceva timp
până ajung unde doresc, dar zilnic sunt puțin mai aproape. Zilnic mă țin de obiceiul strategic și voi câștiga. Acesta este succesul. Și ca de încheiere, fă și tu câteva din exercițiile pe care ți le-am dat ca și exemplu la început. Cum am spus, scop sau țel, îți pui acolo, să spunem, cum am zis eu, îmbunătățirea căsniciei. Obicei de început, să petrecem jumătate de oră în fiecare seară parcurgând o carte împreună sau săptămânal să facem o ieșire doar în doi, fără prieteni, fără copii, fără altcineva. Și obicei de oprit, să învinovățesc partenerul de căsnicie sau să îl vorbesc de rău. Deci, introdu tu scopul tău, apoi obiceiul de început și obiceiul de oprit. Deci, sper cu aceasta să aveți un elan nou în ceea ce privește țelurile pe care vi le puneți și din nou vă spun, este vorba de antrenament și până data viitoare să aveți zile frumoase cu antrenamente care să vă aducă așa bucuria aceea că sunt cu un pas mai aproape spre scopul meu. Până pe curând!